Am mai cu limba, dar trebuie să ne vorbim limba noastră. Și fel de stat, și fel de țară, și fel de populație, și fel de popor, același patriotism, dacă nu ne vorbim limba noastră. Da. Eu, fiind deputat în ultimul Sovietul Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, la 31 august 1989, conștient am ridicat mâna pentru legea despre limba de stat și despre legea despre funcționarea limbilor în Republica Sovietice Socialiste Moldovenească, așa atunci era legea formulată, în care este stipulat că limba noastră este limba moldovenească. Și ce fac ei astăzi? Unde e limba moldovenească? Dar ei ce nu înțeleg și nu știu că limba română ca atare nu există și nu a existat niciodată? Ea a fost rezultatul creierii statului român. Dar România când s-a format cu stat nu a luat limba noastră moldovenească și a numit-o română pentru statul să numea România? Întrebați românii de peste Prut, că-s vreo 3-4 milioane de români. Ei cum numesc limba lor în România aceasta, lui Ștefan cel Mare, de partea cei de Prut la Iași? Limba moldovenească.